Coacul ne-a crescut biata mama și niciodată n-am auzit-o plângându-se, ori blestemând, ori suspinând vreo vorbă rea. Așa-și depăna cele din tâi amintiri pictorul Nicolae Grigorescu. Al șaselea copil al familiei, Nicolae, se naște în satul Pitaru la 15 mai 1838. După moartea tatălui, se mută în București, în mahalaua căldărușanilor, iar mai târziu se stabilește pe o stradă retrasă din Câmpina, un orășel liniștit și curat de munte. Își începe ucenicia în atelierul pictorului ceh Anton Kladek. Meșterul Nicu se face remarcat datorită decorațiunilor în frescă, iconițelor pe care le vinde în obor, icoanelor bisericești, pictate la mănăstirile Căldărușan și Zamfira, picturilor din Biserica Mănăstirii Agapia. Călăuzit de Mihail Cogălnicianu, tânărul artist obține o bursă de studii la Școala de Arte Frumoase de la Paris. Aici îi va cunoaște pe Auguste Renoir, Theodore Rousseau, Gustave Courbet. Ce pictori, cum de nu i-am cunoscut, răsunau stingher murmure de bucurie la prima expoziție din anul 1866. Însuși împăratul Napoleon al III-lea, vizitând expoziția, a cumpărat două din tablourile sale. Lumea se întreba, cine-i? După 3 ani, îl cuprinde dorul de țară. De ce nu rămâi la noi? Îl întrebau prietenii. Te-ați ști voi ce frumoasă e țara mea? Răspundea visător artistul. Priviți! Peisajele lui sunt o fereastră deschisă spre lumină. Copacii își tremură frunza în vânt. Norii se mișcă alene. Iarba te îmbie la odihnă, la vis. Uitați-vă la țărâncuțele lui. Cu privirea poți culege de pe buzele lor vorbe nerostite, strecurate duios din sufletul pictorului în vârful pensulei. Stau pe gânduri, cu mâinile uitate în poală, cu ochii lungiți ador, adrum. Păstorițele lui au mișcări de o eleganță antică, un suflet delicat și grațios. Și ce ciobani frumoși pasc turmele lui Grigorescu, parcă-s niște monahi ai munților, rezemați în sceptrul lor strămoșesc, măciuca. Unii sunt băiețani cu chip de heruvim, alții bătrâni și osteniți. Pasc turmele pe brânci sau stând într-o rână, dar singuri, liberi și puternici. Un pictor mare, profund și adevărat, e Nicolae Grigorescu, întocmai ca natura, care a fost model, prieten și povățuitor. Poeta liniștii, bunătății și blândeții, cum îl numește Alexandru Vlahuță, pictorul, ajunge în tranșele din Grivița, Smârdan și Vidin în timpul războiului de independență din anul 1877. Aceiași ciobani români poartă acum uniformele roșiorilor, călărașilor și dorobanților, cu privirea dreaptă și ținuta mândră. Toate pânzele din război înfățișează tragismul vieții și al morții. Se întoarce trist de pe câmpul de luptă, de unde mulți ostași nu s-au mai întors. Pentru cine dorește să-l cunoască pe Nicolae Grigorescu mai de aproape, trebuie să-i cunoască opera sa variată și strălucitoare ca florile de măr, fiindcă în opera lui e zugrăvită toată viața lui, e însăși poezia vieții, o viață închinată artei.